Doamna Grapini din nou cu probleme românești și la Bruxelles, pentru că nu pare că suntem în stare să gestionăm cum trebuie lucrurile aici. Bun, eu sunt membra Comisiei Libertăți Civile și Justiție, am fost și în mandatul trecut. Reamintesc celor care ne privesc că România a avut o rezoluție nedreaptă din punctul meu de vedere pe mandatul PSD în 2019 și textul rezoluției se găsește, eu am votat împotriva acolo, era condamnată România că nu respectă statul de drept pentru că a schimbat șeful DNA-ului, ceea ce e absurd pentru că a fost total corect instituțional schimbarea. Acum, schimbarea avocatului poporului este extrem de delicată și vreau să atrag atenția guvernului și parlamentului, pentru că este domnul doctor acolo, că noi suntem pe muchie de cuțit. Ieri am avut o întrevedere cu comisarul pe justiție și am întrebat cum definește statul de drept, pentru că știm că este condiționalitate la fonduri europene. E bine, dacă se va face acest lucru, dacă va fi schimbat avocatul care are mandat de 5 ani și care nu este votat în Parlament activitatea ca la CNA sau ca la conducerea televiziunii, avocatul poporului, să ne uităm în Constituție, are mandat de 5 ani și poate fi schimbat numai când încalcă Constituția. Punct. Ori ceea ce a invocat domnul Orban, s-a văzut că toate demersurile făcute de avocatul poporului din proprie inițiativă sau la sesizările unor cetățeni au fost corecte, pentru că așa a dat verdict Curtea Constituțională. Așadar, nu este niciun motiv și să vii public și să spui doresc ca o formațiune politică să propună avocatul poporului este o încălcare gravă constituțională, atât timp cât avocatul poporului nu este un om politic. Eu mă tem că România, după discuția cu domnul comisar, în care a fost criticată și Germania și Bulgaria și România pentru anumite aspecte legate de funcționarea statului de drept, mă tem că vom avea multe de tras și condiționalitatea care este pusă acum ne va duce să nu luăm banii europeni pe mofturile făcute de această guvernare, care, iată că în mandatul de guvernare PSD a criticat lucruri mult mai mici făcute de PSD. Nu atât de flagrant cum a fost domnul Orban când era prim-ministru să iasă public și să spună ce vrea Curtea Constituțională, noi facem ce știm. Bun. Hai să vedem președintele Hai să vedem împreună, doamna Grapini. Ministrului să verifice de ce un judecător a dat o sentință. Vreau să vedem.